Prin harul Domnului misionez și în penitenciarul din Bârcea, Dumnezeu ne-a dat această ocazie să mergem să vestim Evanghelia pușcăriașilor. Vreau să vă mărturisesc că Dumnezeu lucrează. Amin. Într-una din zile eram acolo și vă spun că de câte ori merg acolo la penitenciar, vin mai plin de puterea lui Dumnezeu când văd vieți transformate. Nu-i cea mai mare minune că eliberează Domnul, vindecă pe unul, nu. Cea mai mare minune e că Dumnezeu schimbă viața omului. Amin. Mi-aduc aminte într-una din zile când predicam, mi-a dat Domnul cuvânt. Și am spus, câți dintre voi aici v-ați uitat după prietenii voștri care ați fost la aceeași faptă și ar fi trebuit să fie cu voi aici? Iau scăpate, voi sunteți aici și poate unii sunteți nevinovați. Dar poate numai aici o trebuie să vă aducă Dumnezeu ca să vă pocăiți, că aici trebuia să vă vorbească Dumnezeu din cuvânt. Și a început unul dintre ei să plângă. A început Duhul Sfânt să-i cerceteze și undeva așa într-un colț era un tânăr care a căzut în genunchi și a zis, mamă, îmi pare rău că nu te-am ascultat. Trebuia să mă pocăiesc când am fost în libertate. Vreau să vă mărturisesc că tânărul ăsta s-a întors cu inima spre Dumnezeu. Avem mulți care Dumnezeu a lucrat, i-a binecuvântat, s-au botezat. În penitenciarul din Bârci există un cer de rugăciune. Și a zis, frate, noi ne rugăm pentru voi. Voi rugați-vă pentru noi. Voi aveți pericolul vostru de afară. Noi l-avem pe cel de aici dinuntru. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem copiii Lui. Amin. Slăviți să fie Domnul! Ajungând în Madrid, la o slujire acolo, am mărturisit această lucrare. Afară când am ieșit, m-a așteptat o femeie plângând. Și m-am uitat la ea și am zis, ce se întâmplă cu femeia asta? Și a zis, frate, e copilul meu. Eu am fugit de acasă că tata lui mă bătea și se purta urât cu mine și am venit la fata mea aici. Dar e copilul meu. Și mă rog de atâta timp ca Dumnezeu să-l aducă la pocăință. Aleluia. Ce frumos! E să ai pace când furtuna bate cât mai tare, dar să ai pace în Hristos. Slăviți să fie Domnul! Să știi că Dumnezeu îți răspunde la rugăciune. Plângeam vouă și mulțumeam lui Dumnezeu. Și spuneam, frate, mi-a adus o veste atât de bună. Copilul meu s-a întors la Domnul, slăviți să fie Domnul. Avem mulți care, chiar capitanul de acolo, de la penitenciar, într-o zi a venit și s-a pus undeva acolo la ușă. Ușa ei nu are geam, dar stătea la ușă și asculta predica. În ziua aceea aveam un frate invitat cu noi și când s-a terminat predica, el trebuia să ne aducă lista cu protocol în care oamenii erau trecuți acolo și numai cei participați care erau trecuți acolo mai primeau un corn, o portocală, cum putem și noi să le ducem după măsura financiară. Dar când a intrat, să cerșea la ochi. Și am zis, bine că cercetează Dumnezeu și pe polițiști. Să se pocăiască, slăviți să fie Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să fie lăudat. Haideți să cântăm o cântare cu toată adunarea. Cântarea este cunoscută de dumneavoastră. Nimeni și nimic să nu-ți ia pacea din inimă. Ce bine să ai pace. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos, urmeci, amin. Nimeni și nimic să nu-ți ia pacea ta din inimă. Nimeni și nimic să nu-ți ia pacea ta din inimă. Dă-ne pacea ta, dă-ne pacea ta, dă-ne pacea ta, Doamne. Dă-ne dragoste, dă-ne dragoste, dă-ne dragoste, Doamne. Când lupta e mare, la Tine avem scăpare, Iisuse. Când lupta e mare, noi la Tine avem scăpare, Iisuse. Dă-ne pacea Ta, dă-ne pacea Ta, dă-ne pacea Ta, Doamne. Dă-ne dragoste, dă-ne dragoste, dă-ne dragoste, Iisuse. Vrășmașul răgnește, dar nu ne rănește sufletul. Vrășmașul răgnește, dar nu ne rănește sufletul. Dă-ne pacea ta, dă-ne pacea ta, dă-ne pacea ta, Doamne. Dă-ne dragoste,
Lasă-te, Doamne, să ajungem sus acasă și să fim a ta mireasă, Iisuse. Să ajungem toți acasă, vrem să fim a ta mireasă, Iisuse. Dă-ne pacea ta, dă-ne pacea ta, dă-ne pacea ta, Doamne. Dă-ne dragoste, dă-ne dragoste, dă-ne dragoste, Iisuse. Pune-ți mâna ta, Iisuse, peste locul ce mă doare. Doamne, eu mă cred în tine, când ai astăzi vindecare. Mâna-s binecuvântată, un cuvânt de spui, o Doamne, rana mea e vindecată. M-am născut copil sărac, dar acum sunt bogat. M-am născut copil sărac, dar acum sunt bogat. Tată pe Mesia, ce mi-aduce bucuria. Acadată pe Mesia, ce mi-aduce bucuria. O biserică iubită alungă duhul de frică. O biserică iubită alungă duhul de frică. Strigă azi cu voce tare roada Duhului răbdare. Strigă azi cu voce tare roada Duhului răbdare. Slăvit să fie Domnul Iisus în vecinare.